Căminul este o instituție a lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care a desemnat cercul familiei, tatăl, mama și copiii, să existe în această lume ca o mică societate. Lucrarea de a face căminul fericit nu revine numai mamei. Și tații au o parte foarte importantă. Soțul este cel care unește la oaltă comorile căminului, legând prin afecțiunea sa puternică, serioasă și devotată pe membrii familiei. Mamă și copii împreună, în cea mai puternică legătură a unirii. Soțul este cel care îi leagă pe toți în familie. Soția trebuie să ocupe poziția pe care Dumnezeu a desemnat-o la început pentru ea, și anume egală soțului ei. Mama este regina casei ei și în puterea ei stă modelarea caracterului copiilor ei pentru ca aceștia să fie corespunzători pentru viața veșnică. Lucrarea mamei, încredințată ei de către Dumnezeu, este aceea de a crește copiii în mustrare și învățătura Domnului. Cea mai sacră datorie a mamei, dintre toate activitățile vieții ei, este aceea pe care o are față de copiii ei. Mama trebuie să sape pe tableta inimii lecții care să dureze cât veșnicia. Cu siguranță că Domnul își va arăta dezaprobarea dacă ea își neglijează această lucrare sacră, ori dacă îngăduie oricărui alt lucru să se interpună. Soțul și tatăl este capul familiei. Soția caută la el iubire, înțelegere și ajutor în educarea copiilor, și acest lucru este drept. Copiii caută la tatăl sprijin și îndrumare. El trebuie să aibă o concepție dreaptă despre viață și să fie conștient de influențele care sunt asupra familiei sale. Mai presus de orice, el trebuie să fie stăpânit de dragoste și frică de Dumnezeu și, învățându-i din cuvântul său, să poată călăuzi picioarele copiilor săi pe calea cea dreaptă. Tatăl trebuie să-și facă partea pentru fericirea căminului său. Oricâte griji și necazuri ar avea la lucrul său, el nu trebuie să se îngăduie ca acestea să umbrească familia sa. Acasă trebuie să vină cu zâmbetul pe buze și cu cuvinte plăcute. Influența mamei este neîncetată și dacă este întotdeauna de partea cea bună, caracterului copiilor ei va sta ca mărturie pentru seriozitatea și valoarea ei. Mamele sunt tentate să creadă că lucrarea lor nu este importantă. Mamei îi se pare adesea că lucrarea ei este lipsită de importanță și rareori apreciată, însă nu este așa. Îngerii cerului veghează asupra mamei, copleșite de griji, consemnând poverile pe care le poartă zi de zi. Numele ei poate n-a fost auzit în lume, însă este scris în Cartea Vieții. Tatăl este preotul casei, cel care aduce pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineață și de seară. Soția și copiii trebuie încurajați de către tată să se unească împreună cu el la această jertfă. Bunătatea și amabilitatea lui, pline de iubire, vor construi pentru soție o prețioasă încurajare, iar fericirea pe care o împărtășește, el va aduce bucurie și pace în propria sa inimă. Adevărata soție și mamă își va îndeplini datoriile cu demnitate și voioșie, fără a considera o înjosire să facă ea însăși cu mâinile ei ceea ce este necesar într-o casă bine organizată. Dacă soția privește spre Dumnezeu pentru putere și mângâiere, iar cu teamă de el caută să-și îndeplinească datoriile zilnice, ea va câștiga respectul și încrederea soțului ei și își va vedea copiii crescând și devenind oameni onorabili, cu acea putere morală de a face binele. Tații ar trebui să renunțe la anumite plăceri proprii, fără importanță, pentru a se amesteca printre copiii săi, a simți împreună cu ei în micile lor necazuri, a se lega de inimile lor prin puternicele legături ale iubirii și a exercita o astfel de influență asupra minților lor în formare, încât sfatul lui să fie considerat sacru. Când soțul are un caracter nobil, o inimă durată, curată și o minte înțeleaptă, însușiri pe care creștinul adevărat trebuie să le posede, acestea vor fi vizibile în relația lor de căsătorie. De aceea, soțul și tatăl trebuie să se lupte să creeze o atmosferă de pace și armonie în cercul familiei sale pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Mamelor, fiți înțelepte în privința momentelor pe care le aveți.
Nu uitați, copiii voștri au posibilități deosebite. Ei pot trece dincolo de ceea ce le oferiți prin educație și instruire. Voi puteți fi pentru copii întruchiparea modelului a tot ce poate fi bun, curat și nobil.